Sărbătoarea a început cu puțin după orele prânzului, imediat ce norii ce păreau a aduce ploaia au făcut loc unui soare călduros de vară. Pe scenă au urcat rând pe rând formații de muzică și dansuri populare a școlii din localitate, precum și alte trupe locale și din alte părți ale țării, invitate de organizatorii la sărbătoarea Comunei Crăcăuani. La eveniment au participat oficialități locale și județene. Am venit cu drag aici, în comuna mea natală, unde m-am născut, unde am crescut, unde am învățat și de unde am plecat. Și ori de câte ori mă întorc pe aceste meleaguri, vin cu mare drag, pentru că comuna Crăcăuani este o comună atât de primitoare, cu oameni gospodari, cu oameni primitori și cu oameni sufletiști. Așa că de ori de câte ori sunt chemată să fac administrație publică și să susțin proiectele pentru comuna Crăcăuani, o fac cu mare drag și cu mare bucurie. Sunt mândră de locurile mele natale, sunt mândră de locul de unde am plecat și sunt mândră de locuitorii din această minunată comună. O zi frumoasă astăzi la Crăcăuani, am răspuns cu mare drag invitații domnului primar. Sunt zile comunei, ajunse la 8-a ediție. E un prilej bun pentru că toți cei care fac parte din comunitatea locală să se adune, să uite un pic de grijile și de problemele de zi cu zi, să-și găsească identitatea, să-și pună în valoare talentele locale, să arate ce are mai bun comuna și din punct de vedere al meșteșugului popular și nu numai. Și este o zi și o ocazie de reîntoarcerea fiilor satului acasă. Cu această ocazie, încă o dată, am transmis un mesaj ferm de susținere din partea Guvernului României și vom fi parteneri de nădejde în continuare în cadrul proiectelor pe care domnul primar și le-a propus să le deruleze până la sfârșitul mandatului. Se observă că de la an la an și numărul celor care vor să fie coparticipanți la această manifestare este din ce în ce mai mare. Faptul că s-a făcut și o încercare de expoziție cu bunuri realizate, obiecte în cadrul Comunei Crăgăuani este un lucru îmbucurător, cum de altfel formațiile artistice și elevii, persoanele adulte, sunt din ce în ce mai interesate de artă, de cultură, de învățământ, de sănătate. Zile Comunei de astăzi este o inițiativă a mea personală. Din 2008 am început cu Zilele Comunei și acum este ediția 8-a. Sunt mulțumit de cetățenii care constată că sunt alături de mine și în fiecare an s-au simțit bine, trebuie de la o zi la alta mai lăsate și necazurile și nevoile și problemele care sunt pentru a se mai distra și a uita de alte probleme. Sunt mândru că alături de mine au fost și personalitățile de la Consiliul Județean, domnul prefect, doamna vicepreședinte, domnii consilieri județeni, care ne-au adus mulțumiri de laudă pentru lucrările și proiectele realizate în această comună. Și în continuare vă să încerc pentru a demonstra într-adevăr că proiectele începute trebuie finalizate la nivel de cultură, la nivel de școală, la nivel de infrastructură. Un material pe larg despre ziua Comunei Crăcăuani veți putea urmări în emisiunile TeleM.